ziua, doamnă și domnilor, Magda Popescu sunt, urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Astăzi avem dezbatere, am în studio alături de mine și reprezentanți PSD și reprezentanții PNL. Știu că fac parte din coaliția de guvernare, dar să știți că nu este peste tot lapte și miere și sigur că da, avem multe de discutat. Mi se pare foarte important să discutăm despre câți bani vin astăzi în România, cât reușește România să atragă bani de la Uniunea Europeană nerambursabil, că despre asta este ideea, că de împrumutat se poate împrumuta oricine, despre alte investiții care ar putea să aducă plus valoare și bunăstare pentru noi toți, despre cum funcționează lucrurile în sănătate, noroc că am scăpat de COVID, dar avem cu siguranță și alte provocări. Așadar, reprezentantul PSD aici la mine în studio, domnul Apostolescu. Bună ziua, George Apostolescu. Bună ziua, vă mulțumesc frumos pentru invitație. Farmacist, șef la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, unul dintre cei mai mari angajatori ai județului Vâlcea, bugetari, și domnul consilier local Bulacu, Cezar Bulacu. Bună ziua, PNL. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc, domnilor, și haideți să începem discuția cu faptul că, iată, sunteți împreună la guvernare. Guvernații, știu, perioada nu este minunată nici pentru PSD, nici pentru PNL, însă țara trebuie să fie guvernată și cumva, domnule Apostolescu, lucrurile trebuie să se miște și oamenii să aibă cu ce să-și plătească facturile de utilități. Da. Fără să facă împrumuturi la ceare. Este o perioadă destul de dificilă, care din păcate este amplificată de factori externi. Chiar dacă Alianța de Guvernare se străduiește să facă tot ce ține de partea internă, ca lucrurile să fie atenuate, din păcate, cum am spus și mai devreme, sunt lucruri care nu țin de partea internă, ci mai mult de factori externi. Cu siguranță lucrurile se vor îndrepta în viitor apropiat, lucrurile încerc să se miște, sunt discuții, este bine că sunt discuții, este bine că în interiorul coaliției există dezbateri, progresul se bazează pe dezbateri și în momentul în care toate lucrurile merg uniform, e ceva care chiar nu merge. În momentul în care lucrurile sunt browniene într-o coaliție care la un moment dat se calcifiază pe o singură direcție, lucrurile vor avea un succes din punctul meu de vedere. Da. E bine și e bine de punctat faptul că în viața politică și administrativă au început să intre mulți oameni tineri, oameni competenți, oameni care au experiență atât din partea privată cât și din partea administrativă publică. Și genul ăsta de experiență va aduce un plus valoare țării și localităților de unde aceștia provin și comunității din care aceștia provin. Da. Domnule Bulacu? Spuneți. Deci haideți să... Cum facem treaba asta cu guvernarea funcțională? Păi, PSD-PNL? Este foarte funcțional, dar trebuie să ținem cont de situația geopolitică, situația economică prin care trece nu numai România și întreaga Europa. Suntem într-o situație în care România avea nevoie de un act guvernamental susținut cu o majoritate foarte largă pentru a putea fi mult mai să acționeze mai rapid situațiilor care apar. Vedeți dumneavoastră în ultima perioadă în zona de apărare, în zona de securitate națională, toate aceste zone sunt foarte importante și trebuie întărite pentru a face față perioadei în care ne aflăm și noi ca și partea NATO. În ceea ce privește actul de guvernare, suntem în linie dreaptă. Consider că, sau având în vedere că din 1 iulie încep și banii din PNRR să intre în țară și PNL-ul, adică guvernul condus de președintele Partidului Național Liberal, domnul Ciucă, reușește să implementeze și să
introducă aproape 1,1 miliarde de euro. O să intre tranșe de la 1 iulie pentru măsuri economice și sociale. Deci sunt lucruri îmbucurătoare, sunt lucruri prin care cu puțină, cu mai multă încredere și cu, trebuie să avem și răbdare, eu zic că România merge pe drumul cel bun. Bine că ați adus vorba despre PNRR, pentru că chiar vreau să abordăm acest subiect și să-mi spuneți cum comentați faptul că localitățile, nu numai din județul Vâlcea, care au mai puțin de 2000 de locuitori, nu pot să acceseze acest gen de programe puse la dispoziție de Comisia Europeană prin PNRR, pentru că, ce să vezi, România negocia prost, domnilor. Știu, la momentul negocierii, uite că ați avut noroc că era un ministru USR, domnule Apostolescu. Dar cât să fii de... Adică, cât să fii de nepregătit, că nu găsesc cuvântul, astfel încât să accepți o asemenea condiție, când tu știi că există foarte multe localități și în Vâlcea și în România cu locuitori mai puțin de 2000. Din păcate s-a pus căruța înainte boilor. Nu s-a uitat la nevoile pe care le au cetățenii, nu s-a discutat cu primarii, cu președinții de Consiliul Județean, în care să-și expună problemele cu care se confruntă în fiecare zi. Din păcate, această clauză, care le face aproape imposibilă accesarea de fonduri europene, a dus la o subdezvoltare a țării, în special a zonelor rurale. Din fericire însă, în PNRR, PSD-ul a reușit să introducă sau să accesarea de fonduri pentru fermieri în vederea îmbunătățirii sistemului de irigații. Este o măsură foarte bună care va sprijina. Am explicat sau am crezut că am epuizat partea cu subiectul vis-a-vis de această măsură foarte proastă, pentru că s-au ținut cont de nevoie, nu s-a discutat în teritoriu, nu s-a discutat în țară vis-a-vis de această problemă sau de consecințele pe care le va avea această condiție, fiind o condiție esențială în accederea la... Sau mai e o variantă, știu că se discuta și la momentul negocierii, că na, știți și dumneavoastră că USR nu are în țară structuri exact politice importante și pentru ei nu era o miză. Exact. Dar în același timp trebuie să fim corecți. Și față de cine? Față de USR? Trebuie să fim corecți față de români. Trebuie să fim corecți față de români. Trebuie eficientizată administrația locală. Da. Asta ce înseamnă? Că Uniunea Europeană, de la început, banii distribuiți către țările membre ale Uniunii Europene au fost pe niște criterii și, într-adevăr, s-au încercat corelări de teritoriu, astfel încât proiectele să fie cu intensitate mai mare. Ce n-a ținut cont, într-adevăr, ministrul USR, n-a ținut cont de situația la zi a României. Păi, ce trebuie noi să facem acum este... Și la ce te raportezi? Nu la situația exact, la zi? Știu că este o situație ideală pe care ne-o dorim cu toții, dar România nu este. Asta a fost situația României, asta a fost și motivul pentru care PNL cu USR s-au despărțit, pentru că, într-adevăr, în USR existau oameni care nu știau situația la zi a României și probabil că încă există. Vreau să vă aduc aminte că președintele partidului dumneavoastră nu îi cunoaște pe cei care au condus PNL-ul. În loc de Alina Gorghiu a spus Roberta Anastase. Emoțiile, probabil. Gândiți-vă că a fost pentru prima dată la un eveniment. Pe Gorghiu cu Anastase, da. La un eveniment foarte important pentru Partidul Național Liberal, ocazie cu care trebuie să le transmit și eu colegilor mei și tuturor simpatizanților Partidul Național Liberal, multă sănătate și la mulți ani pentru Partidul Național Liberal. Ce vreau să vă spun e că emoțiile, adică au fost vădite. Dar știți că și doamna Dăncilă avea emoții. Nu trebuie să... Adică, pe bune, chiar ideea este următoarea. Și doamna Anastase, să nu uităm că a fost președintele Camerei Deputaților. Adică da, fost, dar nu președintele PNL. Dar când ești premier, al treilea om în stat, 4 ani de zile. Domnule Bulacu, când ești premier, când ești lider politic, nu vii cu explicații, am avut emoții. Emoții au copiii ăștia de clasa 2, de clasa 4, de clasa 6, aia de a 8-a, care au examen acum.
Nu poți să-mi spui că ai emoții ca premiera României. Stai la acasă dacă ai ceremonii, emoții. Într-adevăr, domnul Ciucă și actualul președinte și premierul României are emoții. Însă, suntem bucuroși că în partea administrativă își face cu prisoțință și își face foarte bine treaba. Despre asta vorbeam. Vorbeam despre confuzii. Sunt confuzii grave, normale. Zic eu. Cred că doamnei Gorghiu nu i-a picat deloc bine faptul că a fost confundată cu doamna Anastase. Doamna Anastase, repet, a fost și este senator de Prahova, este fost președinta Camerei Deputaților, colega noastră din Partidul Național Liberal. Nu cred că este un nume marcat. A fost pe de listă ca și dumneavoastră, dacă tot sau tatăl nostru a fost mai pe de listă decât dumneavoastră. Fostă pe de listă, însă Partidul Național Liberal a făcut fuziune cu Partidul Democrat. Hai să revenim la bani, că am terminat cu PNL-ul și cu confuziile. Deci PNRR, din PNRR, până la urmă, cine poate să acceseze acest PNRR? Domnule Apostolescu. Toate autoritățile publice locale care sunt eligibile. Așa, peste 2000 de locuitori, nu? Da. Da. Care îndeplinesc criteriile de eligibilitate. Am înțeles. Negociate de ministrul USR. Asta e o problemă, dar da. E o problemă care se răstrânge asupra tuturor în întreaga țară. Și cu siguranță guvernul acum, cu larga majoritate în Parlament, vor lua niște măsuri prin care toate localitățile și toate unitățile administrativ-teritoriale să beneficieze de investiții bune pentru ridicarea nivelului de trai în localitățile lor. Ce spun asta? Trebuie eficientizată administrația, trebuie reorganizare administrativ-teritorială, pentru că numai așa putem să avem investiții pe zonă și nu investiții punctuale sau cheltuieli punctuale care sunt uneori foarte mari. Da, eu sunt de acord cu dumneavoastră că avem nevoie de investiții majore făcute de pe zone mai mari și cu mai mare populație. Exact, pe direcții de dezvoltare, pe axe de dezvoltare concrete, prin care întinderi mari sunt prevăzute. Nu. Dar uitați-vă, domnule Apostolescu, ce se întâmplă la autostrada Pitești-Sibiu. Că se lucrează, că deja se caută, oamenii caută să angajeze foarte multă, au nevoie de foarte multă forță de muncă. E o investiție majoră asta. Adică... Cu siguranță este o investiție majoră și la fel cum cea și colegul meu de platou, Cezar, vis-a-vis de investiția în clustere. Clusterele acestea de comunități aduc un plus valoare majorității oamenilor din zona respectivă. Autostrada reprezintă o sursă foarte importantă pentru dezvoltarea... De dezvoltare, bineînțeles. ...unei întregi regiuni. Regiunea asta, Oltenia și Muntenia, este o regiune care va beneficia în mod direct de realizarea autostrăzii. Dar este o investiție cerută de oameni... Este o investiție cerută... Cei de la Dacia Pitești, da? De oameni care produc în țara aceasta și au și ei nevoie de un traseu rapid. Trebuie să ne gândim că este o investiție care se implementează cu succes, deoarece toți politicienii sunt de acord cu această investiție. Nu. Și unde este... Dar și până acum n-au fost de acord. Nu au prea fost de acord. Mai e un lucru pe care nu trebuie să-l omitem, faptul că privind lucrurile la nivel micro, vis-a-vis de beneficiul direct pe care îl are asupra Dacia Pitești, însă, din punctul meu de vedere, beneficiile vor fi mult mai mari pentru întreaga Românie, având în vedere faptul că portul Constanța va avea un rol esențial în comerțul intracomunitar și dezvoltând astfel foarte mult portul, mai ales că Odessa este sub asediu majoritatea mărfurilor care se vor comercializa pe mare, vor ieși din partea de nord de Europa, portul Constanța. E un moment bun, sper că România să știe să-l fructifice. Da, pentru asta trebuie finalizat drumul pan-european, coridorul 4, pan-european. Autostrada Pitești-Sibiu. Constanța-Arad. Adică trebuie... Nu, avem zona noastră, asta este. Eu mi-am aduc aminte... Am auzit prima dată de această discuție, domnilor, cred că undeva până în anul 2000 am fost la Bruxelles, sau 2000, am fost la Bruxelles cu PDL-ul, apropo, am fost la Bruxelles. Era 2000, da. 2004, cred că. Da. În 2004 cu Marija Marinescu. Așa. Și atunci am auzit prima dată, părea neverosimil, părea... Adică cum să faci o autostradă prin munți și ne uitam toți, eram jurnaliștii,
din mai multe județe din Oltenia și Muntenia, că bănuiesc că asta a fost ideea, ca noi apoi să putem să diseminăm subiectul. Să diseminăm această informație și să o transmitem mai departe către cititorii, telespectatorii noștri și, și așa mai departe. Și mă uitam cu fascinație, a venit chiar comisarul pe transporturi, mi-au cam minte atunci, și ne-a făcut o prezentare a acestei autostrăzi. Și eram ceva de genul, Doamne, o să ajung să trăiesc așa ceva în România? Și uite că cumva lucrurile, e adevărat, sunt în timp, aproape 20 de ani de atunci. Până în 2012, toate această idee devenise palpabilă și trebuia să, proiectul era aproape finalizat, trebuia să intre în implementare. Însă trebuie să ne aducem aminte care au fost problemele care au stopat această dezvoltare. Gândiți-vă că de atunci au luat amploare o grămadă de ONG-uri cu protecția gândacului de nu știu care și liliacului de nu știu care și ursul care nu mai știu ce mai face. Și s-au ținut cont de niște lucruri cu care specialiștii din România nu au fost pregătiți să facă față acestui asediu și s-a tărăgănat perioada de implementare. După care au expirat studiile de fezabilitate și au început, a venit altă guvernare din 2012, au reluat studiile, au reluat... Treabă românească, domnule Bulacu, domnule Apostolescu și dumneavoastră, știți mai bine cât ne pricepem noi să facem, genul, noi românii, vorbesc genul acesta de lucruri, să repetăm studiile de fezabilitate de vreo 5-6 ori, să le plătim tot de atâtea ori. Că sigur, trebuie să trăiască și firmele de consultanță, nu-i așa? Da, din păcate trebuie să scăpăm de astfel de metode pentru a putea fi mai eficienți. Da. Domnule Bulacu, aveți la un moment dat un discurs despre cum s-ar putea dezvolta județul Vâlcea și puneați accentul pe parcuri științifice. Mărturisesc că m-am uitat așa, cu stoicism, și încă privesc povestea aceasta. Vă mulțumesc pentru că ați adus în discuție acest punct. Este un punct cu care eu practic am intrat în politică pentru că lucrând în industrie, lucrând în zona de dezvoltare economică prin industrie, mi-am dat seama că ceea ce ne lipsește nouă în România și nu numai nouă în județul Vâlcea sunt această infrastructură tehnică de care orice ramură industrială sau orice ramură economică îi lipsește pentru a se dezvolta. Că vorbim de turism, ai nevoie de parcuri științifice. Ai nevoie de industrie, ai nevoie de parcuri științifice pentru că ele ce îți creează acest parc științific. Infrastructura de care orice industrie are nevoie pentru a se dezvolta și pentru a deveni inovativă. De exemplu, într-o industrie prelucrătoare sau în industrie în care vrei să produci ceva, dacă nu ai infrastructura care să se certifice, să se testeze, să-ți agrementeze acele produse, tu nu poți să ieși cu ele în piață. Zona românească poate să agrementeze pentru piața românească, însă suntem într-o zonă, noi trebuie să ne axăm pe piață mondială, pe piață europeană. Pentru asta, aceste parcuri științifice de care vorbesc eu tot timpul, trebuie să îndeplinească condițiile de a agrementa și certifica produsele pentru a putea face față cerințelor europene sau mondiale. Așa putem ca un producător din România, care produce și este cu capital românesc, să poată să vândă în Spania, tu în Franța, vă rog, în Italia, în Statele Unite. Că mai am și o întrebări, că mie mi se pare tot îmi dă cu virgulă. Ziceți. Din punctul de vedere, aceste parcuri științifice și au rostul în centrele universitare, pentru că acolo sunt foarte mulți studenți, doctoranți, masteranți care participă activ în atât în proiectarea lucrurilor de licență, de dizertație, de doctorat. Nu, vorbim aici de o racordare a cercetării către industrie, către agentul economic, pentru că noi ducem... Dumneavoastră, vă auziți, este foarte, adică sună foarte bine. Ce spuneți dumneavoastră sună foarte bine într-o lume mult mai dezvoltată decât suntem noi în momentul de față. Trebuie să înțelegeți cum autostrada Pitești-Sibiu este esențială pentru a fluidiza transportul în România, așa și crearea parcurilor științifice este o
investiție și este infrastructura care fluidizează. Cine ar trebui să facă această investiție? Statul român. Prin guvernul român, lui. Prin instituție, PNRR. Primărie, Consiliul Județean? Nu primărie și Consiliul Județean, că nu depinde de primărie și de Consiliul Județean, de Ministerul Cercetării, cu Ministerul Economiei, cu Ministerul Dezvoltării. Din punct de vedere, statul nu cred că e performant în asemenea domeniu. Cel mai performant sau cel mai indicat ar fi agentul economic să-și facă o asociere și agentul economic să-și creeze, pentru că agentul economic știe clar ce nevoie are, știe clar de acel parc ce anume trebuie să deservească zona respectivă, pe ce palier. Cred că ideea cu parcul științific este una generoasă. Nu este generoasă deloc. Dar nu acum, pentru că, domnule Bulacu, noi avem probleme din astea foarte reale și foarte pământești, ca să zic Doamna așa, Popescu, și terestre. Dacă noi nu ne gândim... Am avut probleme cu ridicarea gunoiului în municipiul Nicu Vâlcea. Sunt probleme cu oameni care nu reușesc să-și plătească facturile la utilități. Parcul științific, oricât de bine ar suna el. Dar nu sună numai bine. Un parc științific îți creează putere economică, astfel încât îți crește nivelul de viață economic în județul Vâlcea. Îți educă oamenii din zona în care el este implementat. De ce? Pentru că atunci, de ce avem probleme cu gunoiul? Pentru că mulți cetățeni nu sortează. De ce mai avem probleme cu gunoiul? Ascultați-mă puțin. Dacă pentru dumneavoastră considerați că e vina oamenilor că nu sortează gunoiul. Pentru că primăria, de exemplu, administrația stă într-un singur furnizor. Adică ai un singur furnizor și ești captiv în zona respectivă. Deci haideți să fim corecți cu situația de fapt. Pentru că lucrurile se pot... Fiecare din noi, printr-o comunicare mai bună, putem rezolva problema asta și putem să facem față acestor creșteri aberante, spun eu, chiar dacă de prețuri. În ultima parte sunt puțin mai fundamentate datorită creșterilor extraordinare a motorinei și a... Da, zic să profităm și de prezența domnului Apostolescu aici în studioul nostru, domnule Bulacu, pentru că dumneavoastră sunteți farmacistul șef. Și să-mi explicați care e treaba cu funcția asta, că mi se pare, sună așa, mă rog, important. Așa, la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea și știu că tot timpul au fost probleme mai mici sau mai mari cu medicamentele. Eu cred că problemele s-au remediat și s-a păstrat așa o meteahnă care s-a moștenit prin viu grai. Ideea e că pacientul care se adresează Spitalului Public trebuie să înțeleagă că CSU oarecum obligă spitalele publice să asigure un număr limitat de medicamente. În special, Spitalul Județean de Urgență Vâlcea asigură medicamente de urgență. Pacientul care are o patologie cronică nu trebuie să vină cu așteptări vis-a-vis de a îi se neapărat deconta, dar îi se administra medicația cronică, pentru că sunt peste, nu știu, am întâlnit cu peste 2000 de molecule. Deci nu poți să ai atât de multe medicamente încât să poți să asiguri fiecărui pacient medicația de cronic. Dar în ceea ce privește medicația de urgență nu au fost probleme și pot să vă spun cu tărie că pe toată durata pandemiei Spitalul Județean de Urgență Vâlcea a avut medicamente cum nu se regăseau în spitalele universitare din Craiova, Brașov, Iași. Am stat foarte bine pe tot ce înseamnă remdesivir, tocilizumab, tratamentul specific COVID-19. Noi aveam două livre de la Minister de remdesivir în condițiile în care Craiova, profesoara colegului și prietenul meu, doctorului Bănică, spunea că nici nu administrase până atunci remdesivir și noi deja aveam, sau colegii mei infecționiști aveau experiență cu remdesivirul, ceea ce e un lucru foarte bun. Adică noi ne-am mobilizat și am putut să anticipăm valul acesta în care va exista o sincopă în administrarea cu medicamente. O criză. O sincopă. Criză e mult spus, dar a fost o sincopă pentru că cererea a fost foarte mare și oferta limitată. Oferta a fost limitată și datorită faptului că furnizorii au știut să speculeze și și-au redirecționat stocurile către alte unități sanitare care
plăteau sau aveau termen de plată mai mici, pentru că statul, din păcate, nu este un bun plătitor de facturi, nu-și achită facturile la timp și atunci, într-o lume în care contează foarte mult timpul în care îți plătești facturile, este esențial, furnizorul a optat în detrimentul sănătății populației majoritare să-l dea către alte unități sanitare private. Este drept, domnule Postelescu, că în ultimii ani la Spitalul Județean s-au făcut foarte multe investiții majore. Adevărat, chiar. Adevărat. Și cumva, pe lângă faptul că i s-a schimbat fața Spitalului Județean, sper că s-au fi schimbat și obiceiurile și metehnele pe acolo. Din fericire, da. Un aport foarte important în această schimbare l-are și președintele Consiliului Județean, domnul Constantin Rădulescu, a aprobat și a alocat fonduri foarte mari atât în dezvoltarea infrastructurii, cât și în creșterea dezvoltării profesionale ale personalului medical. Sunt foarte mulți colegi tineri în cadrul Spitalului Județean de Urgență care doresc să se afirme, care doresc să arate că în România se poate. În România există mentalitate, în România, în rândul tinerilor, există mentalitatea de a demonstra că și în țara ta poți să performezi și poți să ai rezultate cel puțin la fel de bune ca și în afară. Și văd dorința asta de afirmare în rândul colegilor tineri și credeți-mă că sunt plăcut impresionat de ceea ce realizează câteodată cu instrumente limitate, pentru că infrastructura în România în general este deficitară vis-a-vis de tot ce înseamnă infrastructură medicală. Din punctul meu de vedere, Blanco, cât de importante sunt aceste investiții în sănătate? Sunt foarte importante. Gândiți-vă că sănătatea și educația sunt, fără sănătate și fără educație nu poți să progresezi în orice domeniu. Dar trebuie să se facă mai accelerate aceste infuzii de investiții în... Acum eu nu vreau să fiu avocatul nimănui, dar abia ieșim din pandemie. Adică apreciați faptul că ne mișcăm liberi, că putem să facem și noi lucruri. Corect. Tocmai asta este problema. Problema este că pandemia ne-a arătat cât de important este sistemul sanitar. Da. Pandemia ne-a arătat cât de mult trebuie să investim în medici, în cadrele medicale și nu numai în medici, în tot ceea ce înseamnă echipa care manageriază, echipa care susține activitățile într-un spital județean, într-o zonă în care avem nevoie cu toții de profesioniști și de oameni care să se dedice și să se preocupe de avem nevoie de investiții, avem nevoie de aparatură medicală de performanță. De multe ori a existat și o critică în această perioadă. Din punct de vedere, trebuie să facem o critică foarte bolduită, să zic așa. Sper să fi învățat o chestie importantă. Pe perioada pandemiei s-au speculat foarte mult. Gândiți-vă că a crescut foarte mult prețul la materiale sanitare. Nejustificat de mult. Nu s-a interzis exportul paralel de medicamente. Fiind într-un spațiu intracomunitar, e bine știut faptul că în România noi avem cel mai mic media a 12 țări, avem cel mai mic preț al mediei a 12 țări și noi avem un preț foarte mic în România la medicamente, de cel mai multe ori furnizorii exportă în intracomunitar medicamentele, lăsând piața autohtonă în deficit de anumite substanțe. Vreau să intervin eu aici, că aminteați de prețurile echipamentelor sanitare. Da. Știți că în perioada pandemiei, împreună cu măștile, dezinfectanții, măștile... Și nu se găseau. Și nu se găseau. Ascultați-mă puțin, dar statul român... Ați putut să produceți investit, genul acesta? Statul român a investit... Dar știți de ce? Pentru că n-am avut infrastructură. Statul român a investit atunci în relocarea industriei textile către astfel de producție. Producția de măști, producție de combinezoane și alte materiale sanitare. Problema e că cât a fost starea de urgență, s-au repliat și au putut să producă. Când au ieșit din starea de urgență, toți producătorii a trebuit să îndeplinească niște norme și niște cerințe europene, pentru că sunt zone standardizate. Pentru că noi n-am avut parcuri științifice care să poată să cerceteze, să testeze și să agrementeze aceste produse,
Noi nu mai putem produce și aducem din nou din China, din Germania, din Franța, țări care pot să-și reglementeze aceste produse. Ce se întâmplă cu cei care au investit și s-au relocat resursele pentru a investi în astfel de producții? Stau cu utilajele închise. Inclusiv Romarmo, gândiți-vă că a investit în 7-12 utilaje de făcut măști, stau cu ele închise. De ce? Că nu avem aparatura, că nu avem infrastructura de care are nevoie un industriaș să-și pună marfa pe piață. Că noi trebuie să ne... să atingem niște standarde, adică da, nu putem să punem pe piață fără certificări și fără... În România, în momentul de față, că vorbim de industrie sanitară, că vorbim de industrie agricolă, cred că nu există parcuri științifice care să poată să certifice acest lucru sau să verifice dacă ce intră în țară și din păcate, sunt corecte, adică fișele tehnice. Și din păcate în România avem din ce în ce mai puține industrie. Da. Concluzia, domnule Apostolescu. Iartă-mă că intervin. Noi avem niște standarde ISO. Nu poți să produci ceva dacă nu e deja standardizat. Adică, practic, e o chestie care se contrazice. Dacă au produs pe strada stării de alertă, teoretic ar trebui să producă în continuare. Nu au cum, pentru că pe strada stării de alertă a fost sub... Pe urgență a fost altceva. A fost altceva. Tot produceai standardizat în... Domnule Apostolescu, concluzia, pentru că trebuie să ieșim, vă rog. În concluzie... Și am ieșit din pandemie. Adică, haideți să depășim momentul. Acum e un subiect de amploare vis-a-vis de această variola maimuței. Trebuie să spunea faptul că media în general caută știri ca să distragă atenția populației. Pentru că eu sunt sigură că media e de vină și tot media i-a spus și ministrului acela că trebuie să achiziționăm vaccin împotriva variolei provenită de la maimuța nu știu care. În principiu, eu cred că PSD asigură o guvernare stabilă. Eu credeam că asigură o guvernare stabilă țării. Are predictibilitate PSD în cea... cu PNL, adică... PSD cu, da? Cu PNL. Știți asta? Da? Asigură o guvernare stabilă, are predictibilitate și... Vedeți, domnule Bulacu, cu va exclus din discuția aceasta? Și concluzia mea este că noi trebuie să fim mulțumiți că datorită consiliilor PNL noi avem pe ordine, avem prins și în buget un proiect prin care putem să aducem un parc științific la Râmnicu-Vâlcea. Asta ne-ar... Pentru că viziunea guvernului PNL-PSD este a dezvolta industria prin parcuri științifice. Uite ce face Bolojan la Bihor, uitați-vă ce face Boc la Cluj și noi o să încercăm și cu siguranță o să facem toate diligențele, să facem și la Râmnicu-Vâlcea, pentru că avem petrochimie, pentru că avem industrie textilă, pentru că avem industria alimentară foarte, foarte puternic dezvoltată și nu avem infrastructura asta care ne-ar putea face să fim mai buni. Da, doamne și domnilor, ați văzut, am avut alături de mine doi politicieni tineri cu idei foarte puternice, fiecare dintre ei, George Apostolescu PSD, Cezar Bulacu PNL și Magda Popescu, Antena 3 Vâlcea. Vă doresc o după amiază plăcută, la revedere! La revedere! La revedere.